Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Cu jurații, puțin ar avea o șansă în fața lui. Doamnelor și domnilor, Radu Pietreanu. Ok, asta nu mă știu. La 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 la. Ok. Să rămână la toată lumea, am luat-o să nu-mi o fure. S-o las, mi-a murit mașina, a trebuit să iau alta. M-am dus să-mi cumpăr mașină, ca să înțelegeți cât bani aveam la mine, să pusesc o vijelie. Mă uitam la banii aia să-mi iau mașină, să-mi iau căciulă. La târgul respectiv de mașini, erau mașini noi, second hand, rable, piese și a mea. Dom'le, nu-mi place roșie, vă vopsesc că e de la rugină roșie, așa. Păi n-am scaun în ea, ce-ai să trebuie scaun toată ziua, stai pe scaun la birou acasă, stai și tu în picioare. Dom'le, dar n-are motor, bă, ai două porbagaje, vrei și motor, du-te, deci ia saltă. Bă, ce, unul lângă altul este. Parcă vedeți faza, da? N-are parbriză, are, dar e șters bine, nu se vede. Bine, te cred, dar n-are ștergător. Uite-l pe ăla de acolo, îi dai 10 litri, o șterge, ăla e ștergător. Întrebări de ăștia stupide, de la prieteni. Cum a murit brusc, așa, căr-căr-căr-poc? No. Am tras de ea prin servisuri, că n-are motorul bun, că n-are cutie și ea n-avea benzină, mă, săracă. Am fost și la Sinaia odată cu ea, 3 zile am împins de la Cumarlin încolo, e mai greu. Dar când am luat-o la Vale, noroc cu grănicerii de la Giurgiu, când ne-am oprit, a fost frumos. Cânta popa, bă, îmi dădeau lacrimile, unde nu este rugină, nici asigurare, nici ITP, ci viteză fără de sfârșit. Parchează, Doamne, pe ea în loc cu verdeață. Da, e groaznic când te părăsește mașina. Eu am pățit-o de multe ori și de asta vreau să vă și cânt ceva. Că uneori nu e așa cum te aștepți. Mi-au bușit chitara pe avion. Cu mașina aia nu putem să ajung aici. Chiar de când nu mai lucrează a trebuit să vin cu erul. Mai au niște oferte fantastice. Zboruri cu 20% mai scurte. Bine, la ei condiția este ca numărul de decolări să fie egal, aproximativ egal cu numărul de aterizări. Eu mă gândesc că în aeroportul ăla, unde o fi el, în Craiova, în Iași, în Cluj, trebuie să fie personal din zona aia. În Oltenia, personal oltenesc, te-ai suit în avion, vine stewardesa, bună ziua, firați sale, de coțohârle. Vă duceți la Paris, tremură păduchii pe voi și voi vă duceți la Paris. Atențiune, că așa spune stewardesa, s-ați observat, că dacă picăm în apă aveți vesta sub scaun, dacă picăm în munți stați cu mâinile așa la cap și dacă nu picăm, la asta nu ne-am gândit. Dacă se întâmplă ceva, eu știu să băscacăre avionul, să cărpăcește vreun geam, o luați așa, ca la mormântare, unul după altul spre fundul avionului și fără de la cățațele nu să fără mata nu plec, că uitai pe porniță, nu, nu, nu. Frumos, disciplinat, după care vorbește pilotul. Bună ziua, sunt pilotul ăsta, sunt conducător, șoferul, mă. Sunt șoferul, mă numesc Nicolae Constantin, al lui Porcu, al lui Guiț, de alu pe aia, lui de stă acolo, mai la Vale, mai la deal, de, plecă ea prin Japonia, dar se întoarce, că nu găsesc de lucru acolo, ce să facă? O să ajungem la Paris cât ai numărat puii de la 7 clote, sau cât i-ar lua lui Mitică nebunul să suie pe dispensarul veterinar să cânte bidineaua de 3 ori. Și unde mi-e ceasul, nu pleacă nimeni la niciun Paris până nu găsesc ceasul. Cum ar fi în Moldova, să te sui în avion și vine stewardesa. Am pornit? Nu? Și eu de ce mă bălângân? Atenuție. Atenție. Atunțenie la mine aici. Dacă se întâmplă, Doamne, firește, Maică Paraschivă, Dătătorii. Și va, de sus, chec un furtun, sujes. După care, pilotul. Ei, de capă și zâlii mele. Băi, Nicolae, băi, și unii suntem, băi, la unii mergem, băi, așa. Băi, nu mai bea atâta, băi, că faci ciroză. Și așa n-am făcut nimic toată viața, mă. Nardeal, cum ar fi, să urcă stewardesa? No, bată-vă, zeve, eu. Am zis, bată-vă ca să nu înțelegeți cum zic ei.
Bată-vă Hegge, duș, bată-vă Dumnezeu, bată-vă... Ăștia toți trebuie să-l bată pe unul. No, amu merem. Pe roți deocamdată și dacă e bine, așa merem până în Paris. Dacă se sparge jamul, nu-i bai. Dacă se rupe coada, puteți să vă alertați un tic. Găsiți slană sub scaun, cuțitul în spatele ungurului din față. Dar cel mai groaznic în Ardeal, pilotul să zică: Avonot megaleșeli, te zoi, tot la șchinitni. Îți spuneam că trebuie să vă cânt ceva. Am făcut un chef de Crăciun cu prietenii mei, chiar pe 25 decembrie, și am chemat niște maneliști să ne cânte vreo 15.000 de euro după calculele Dan Badea, trei bucăți. Dar eu nu știu ce sărbătoream acolo. Zice: Da, ce sărbătorism în cavaș? Astăzi s-a născut Hristos. Ai, ce frumos. Pentru nea Cristi. Să crească mare, să dea la facultate. Să ajungă pe... Bă, nu Cristi, mă, nu Cristi. Hristos, Iisus Hristos. A, scuze, n-am știut. Dar cine-i tatea lui Cristi? Păi Dumnezeu. Pentru nea Dumnezeu. Să-i dea Domnul sănătate. Să ne dea și nouă baxii. Băi, nu știți, Dumnezeu e șeful religiilor, mă. Cel mai mare prinț din Imperiul Celest. Dar mama lui Cristi cine? E Fecioara Maria. Pentru tanti Mariana. Au Mariana, scârbina ți-aș blana. Au Mariana, băi, băi, stai. Nu mai cântă nimeni că vă bat. Să vă spun povestea, după aia cântați. Ia, stinge stația, taie heblul, fii atent aici la mine. Maria era căsătorită cu Iosif și împreună l-au crescut pe fiul lui Dumnezeu. Ce frumos! Pentru nea Iosif! L-a crescut pe Cristinele, ca cum ar fi a lui Eli. Bă, stau. Foarte frumoase cântecele, dar ne strică versurile, oameni buni. Și o să vedeți imediat. Vă rog să cântați cu mine, dacă știți piesa. T-o vrea mândra de n-o vrea, cum de seară, mădule? Păi în primul caz e vizită, în al doilea caz e viol de domiciliu. Dacă nu vrea, de ce te duci la ea? Sunt ăștia de la... Nici nu mai știu trupele care sunt. The Motans, Carlos Dreams, că toți cântă la fel. Așa cu dințe. Păi zici că e trezit din somn, mă. Acum e supărat un pic. Zici că i-a pus frate sau al mic aracet în cafea, în vodka. Ești victima mea preferată dintre toate fetele. 5 ani, 5 ani. Bă, ăsta trebuie închis din start. Au mai scos acum hitul ăsta, tot Motan sau cine e, Carlos Drig, pentru Prodanca. Lovește-mă tare, dă-i cu toată puterea. Dă-i din nou și din nou și din nou și din nou și din nou. De 5 ori, zice. Mă au de 3 ori să se bată, că de 2 ori s-au bătut. Cele mai lungi cântece sunt în Ardeal. Și știu și legenda. Când a venit ungurul și a pus cuțitul la gât ardeanului: Care-i fost ultime dorințe? Să mai cânt un cântec. Da pe mure. Să mai uita. A murit ungurul, a ruginit cuțitul. Ești. Se-a terminat Mureșul, Doamne ajută, oare ce urma? Și pe târna nu-i fată. Ai, o fi cineva. Să-mi fie dragă. Ai, ești analul Manole. Dacă nu ți-ți dragi fetele. Cântece lungi. În zona... În zona satul mare, Oradea, pe acolo, atât de leneși sunt că în cântec bagă 3 cuvinte și 17 de la. Someșule apa ta, la 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 la. Numărăm împreună. Trece pe la poarta mea, la 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 la. 17. Și noi oltenii avem o sumă de cântece. Hai să analizăm un cântec, vers cu vers. Vedeți cât e inutil e cântecul ăsta. Foaie verde a bobului. Zici că e reclamă la România. O foaie și un bob, atât a mai rămas. Atâiași Weichhofer tot. Lung e drumul gorjului. Păi depinde de unde vii. Dacă vii din Suceava, e lung. Dacă vii din Vâlcea, ești prost, că e scurt. Că la gorj te duci și vii.
cred că e singurul județ unde te duci și vii. Altfel ziceau. Restul ori te duci, ori vii. Mărioară de la Goreji, ia la nei ca vreo doi sloți și nu te iubi cu toți. Bun, acum că am aflat prețul din Târgu Jiu, doi sloți. Mă interesează paritatea slot euro, să știu cât îmi permit, că dacă e 5.000 de euro un slot, mă fac canalul Manole, că e mai ieftin. Vă mulțumesc mult! Băi, doamne, apreciez din suflet! Doamne, super tare! Show! Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie!